Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. TTB, fosta REATB, după cum o cunosc bucureștenii, practic același lucru, aceeași mărie cu altă pălărie. Deci știți problema cu tramvaile noi, au cumpărat tramvaie noi. Foarte bine PMB, bravo. Sunt mai lungi ca peroanele existente. Așa se întâmplă. La urmă. Da, au rezolvat, știți că fusese o problemă cu metrourile, cu trenele de metro, aia la Ministerul Transportului. Ale erau mai late. Da, erau nu la o curbă. Da. Deci erau mai late și au trebuit să ia la pilă peronul. Exact. Deci nu erau suficient de curbe. Da. După ce le-au îndreptat, acum au trecut la tramvaie prea lungi. Întotdeauna e o mică problemă cu dimensiunile la materialul de rulant de cale ferată. Da. De la Astra vin aceste tramvaie, sunt foarte bune, excepționale, au o lungime de 36 de metri, multe refugii de pe linia 41, unde ar trebui să circule, sunt mai scurte. 22 sunt mai scurte. Refugii, alea, peroanele, refugiile de tramvai. Da, nu s-au înțeles cu ăștia de la Astra că vorbeau aceeași limbă. Înțeleg, la alea de la metrou veneau din străinătate. Poate n-au, știi eu, chestie de comunicare. Dar nu știu ce naiba, dacă erau băieți deștepți, să te iau în două și luau de două ori mai multe tramvaie. Și mai ținte cum erau tramvaiele alea mici, monovagon. Alea mici, da. Alea deci par și mai iuți. Da. N-ai un flex, taie-le bre. Bun, asta. Deci 22 de peroane ar trebui lungite. Asta e o sarcină foarte complicată pentru municipalitate. Deci trebuie înălțată platforma, puse borduri, montat un gard, sunt chestiuni care nu se fac în capitale deloc. Adică nu e ca și cum PMB și prietenii, plus primările de sector, n-ar fi schimbat sute sau, cred că pot să spun, mii de kilometri de borduri în ultimii ani. Nu? Ca să nu mai vorbim de malurile de pământ ce sunt puse peste tot, astfel încât să se poată monta borduri de 1 metru înălțime. N-ai înțeles, trebuie să renteze toată chestia asta. Și atunci eu vin cu o sugestie pentru primăria capitalei. Da, să nu se ocupe Nicușor Dan. Nu. Nu e nevoie să le lungească. Dacă se ocupe Nicușor Dan, nu rentează. Le strică pe alea care sunt acum și le fac cu totul din nou. Și atunci rentează afacerea. Să-l sune pe domnul Fideanu, are niște borduri de marmură. Deci asta e dintr-un motiv de neînțeles. Lungirea peroanelor de pe linia lui 41 nu se poate face așa simplu, dar există soluții, fraților, numai să-ți pui mintea la contribuție. Ce faci când e peronul prea scurt și tramvaiul prea lung? Nu nimic, nu mai deschizi ultima ușă. Bravo, domnule! Deci ce super soluție! Și acum e și chestie cu emoție în tramvai. Deci o să fie cu suspans. Te urci în tramvai. Nimeni nu o să vrea să stea în spate, că nu știi dacă mai poți să cobori, știi? Practic trebuie să înveți stațiile pe rând. Dacă nu așa cum la metrou este... urmează stația, nu știu care, Crângaș cu peron pe stânga, peron pe dreapta, aici o să fie, urmează stația Preciziei cu peron mai în față. Păi stai, mă, nu sunt tramvaie de-astea moderne de afișează și ele ca metrou? Ba da, păi, acum așa e. Serios? Băi, o să se audă cum era pe vremea... Urmează peron scurt sau ce se afișează? Nu înțeleg. O să se audă cum se auzea pe ușa, pe vremea lui Ceaușescu. Ușa la spate! Dar eu remarc cu îngrijorare cumva, tu ai uitat că aici, în emisiunea noastră Deșteptarea, eu însumi ai zis asta. Am spus să sudeze ușa din spate. Deci poate că de aici a plecat a fost toată soluția asta. Eu cred că domnul Nicușor ne ascultă. Să trăiți. Și au fi dat o variantă STB-ului. Domnul Nicușor, să știți că nu le sudați, că poate prelungim totuși la un moment dat peroanele. Să știți că Luca s-a tuns, domnul Nicușor, dacă înțelegeți unde bat. Bun, deci urcarea și coborârea se va face pe celelalte uși, au declarat pentru Club Feroviar Surse din cadrul STB, deci se și păstrează, nu se mai uzează așa mult ușile. Exact. O să le folosești pentru piese de schimb mai încolo. Da. Măsura, deci ca justificare, la STB a spus că această măsură, adică să nu se deschidă ușa la spate, este aplicată și în unele stații de metrou din Londra, unde peronele sunt mai scurte decât trenurile. Deci, mă, și alții au problema asta. Dar poate și pentru că la metrou, în general, dacă peronul e prea scurt, nu ai unde să cobori oricum, adică unde cobori? La metrou care a rămas jumătate în tunel. Da. Asta este, mi se pare foarte tare că PMB a fost luată prin surprindere de lungimea tramvailor pe care le-a comandat și cumpărat. Adică nu s-au dus și ei cu metru de croitorie înainte? Păi ce cumpărăm noi aici? Tramvaie bun. Că au luat generic tramvaie. Dați-ne, aveți tramvaie? Da, vrem și noi. Câte? 100? Ia, dați tramvaie. 100 de tramvaie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.